Salut! Astăzi avem la test antenă TTI CB-X14S, o antenă de 70 de cm lungime, cu bază magnetică de 140 de cm. Este o antenă de dimensiune destul de mică. La prima vedere vedem că are bobina transparentă, un arculeț micuț pe spic. Printre alte teste vom face și o măsurare a SVR-ului, cât și a impedanței pe care o are această antenă pe mașină. Mașina de test este un Logan MCV, o mașină pe care se calibrează destul de greu antenele pentru că are barele longitudinale. Dacă ne uităm un pic la aparat, o să-i facem curba SVR-ului în banda 20 de Citizen Band. Arată foarte bine. SVR-ul măsurat este de 1,07, iarăși o valoare foarte bună având în vedere poziția antenei și lungimea ei. Toate valorile pe care le are această antenă, SVR 1,07, impedanță 46,8, se aproape de 50 de ohm, care este valoarea optimă sau ideală. Este o antenă foarte bună pe care o puteți utiliza în momentul în care nu vreți o antenă lungă cu care să loviți copaci sau pomuri sau alte obiecte. Deci astăzi am avut la test antena TTI CB-X14S.